Salutare și vă mulțumim! Am făcut 100.000 de abonați și nu ne-a luat decât 2 ani. Cosmine, tu cum te simți că am făcut 100.000? Nu mă simt nici cum. Nu te simți nici cum? Hai să trecem la treabă. Vă mulțumim încă o dată. Dați subscribe ca să ne facem 200.000 și hai să vă arăt mașina de astăzi. Toyota Camry Hybrid. Concurent cu Passatul GTE, Skoda Superb IV și Ford Mondeo Hybrid. Hai să vedem dacă e bună de ceva sau dacă e o altă troacă japoneză. Toyota a făcut o greșeală omorând Avensis-ul, care avea o oarecare reputație în Europa. Era o mașină fiabilă de care puteai depinde la un preț decent și cu dotări ok. Același lucru făcea Camry în Statele Unite, dominând piața. Camry și cu Honda Accord domină în Statele Unite, Passatul nici nu le ajunge la genunchi acolo. Așa că s-au gândit să o aducă în Europa. E o limuzină de clasă medie și deși în alte țări mai sunt și alte tipuri de motorizări, la noi avem doar versiunea hibridă, pe care o găsim și pe noul RAV4. Un 2.5 aspirat cu 178 de cai. Nu vă faceți griji că e motorul mare, că ai impozitul mic, că e hibridă. Și un motor electric de undeva pe la 100 și ceva de cai putere. În total ai 218 cai putere. Exact cât are Passatul GTE și un pic mai mult decât Fordul Mondeo Hybrid. Pornește de la 30.000 în România și se duce în 37.000. Asta e varianta de top, exclusiv 37.000 de euro și ai tot ce vrei pe ea, inclusiv vopseaua asta perlată frumoasă. Chiar și în varianta de bază, gândește că ai la 30.000 o mașină hibridă cu faruri full LED și o grămadă de sisteme de asistență, climatizare automată, adică destul de dotată pentru... De ce ți-ai lua Toyota și nu ți-ai luat Passat? Hai să zic eu un argument al unor oameni. Piese scumpe la așa. Toyota, dar vorbim de a cumpăra o Toyota la 40.000 sau 37.000 și un Passat la 37.000. Da. Deci vorbim de Passat nou, ale cărui piese nu sunt. Da? Că mecanici pricepuți, cumva la Toyota n-ai găsit mecanici pricepuți. Păi nu-i trebuie, că sunt fiabile mașinile. Nu, hai să discutăm discuția, da? Așa. Ce zice? Asta zice românul, dar asta zice românul, e o preconcepție. Că nu sunt, păi asta zic. Hai să vedem. Păi tata, mecanica e foarte simplă la asta. E mult mai simplă decât la Passatul GTE, de exemplu, care e un plug-in hybrid. Asta are baterii nichel metal pe sistem vechi, mai vechiuț, așa, fiabil, are un motor aspirat, pe când Passatul GTE are 1.4 TSI. La ora actuală e o imagine mult mai bună cu o Toyota decât cu un Passat. Da, Passat are... Passatul ar fi o mașină proastă, dar nu Passatul, e deloc. Ca și BMW-ul, în țară la noi, imaginea lor nu e una foarte bună. Păi, deși nu ține de mașini. Vorba lui Biugi Mafia. Ai un Passat, știi? Mă, da, haide să trecem. Dacă configurați un Passat GTE la 37.000 de euro, s-ar putea să nu vină nici cu roți, că e foarte scump. Dar... Să zicem că asta concurează cu Passatul diesel, da? Pe care poți să-l duci lejer la 37.000 de euro, nu e nicio mare scofală. Cel de 190 de cai putere, în varianta Highline cu ceva dotări pe ea. Dar vedem mai încolo, că nici asta nu e mașină perfectă, la fel cum nici Passatul nu e mașină perfectă și o să arătăm fix toate detaliile. Bun, deci faruri LED în standard, o să vă arătăm ce are varianta asta de top. Mai ales în interior și ce nu are și ce mă deranjează pe mine la ea. Hai să vedem motorul întâi, dacă tot. Așa. Uite că la asta, spre deosebire de la Avensis, avem telescoape. Motor aspirat, 2.5 litri, Dynamic Force. Este motorul cu 4 cilindri în linie, are o cursă a pistonului foarte lungă, un sistem de injecție directă. Așa, avem și motor electric, o baterie mică, 218 cai în total și o platformă de clasă medie numită Toyota New Global Architecture Kappa.
pe care e fabricat și RAV4, Lexus ES, Toyota Highlander, Toyota Wildlander și așa mai departe. Și asta e principalul motiv pentru care cineva își cumpără mașina asta. Hai la portbagaj. Interesant e că mașina merge cu benzină de 91, fiind, nu o să găsești la noi în țară așa ceva, dacă te duci prin alte țări care au benzină mai proastă, să știi că merge. Merge și cu benzină de 91 și cu E10, E5, adică e etanol. Portbagajul este, are până pe la 500 de litri, pe versiunile de top are 500 de litri, pe versiunile de bază are 524, nu știu ce are asta în plus, de are mai puțin litri. Portbagajul asta aici e ceva... Da. Specific. Așa cred. Este și la Avensis. Și bateriile sunt montate sub portbagaj. Bateria care nu e foarte mare, mașina nu poate să meargă în modul electric singură mult timp. Așa, bancheta cumva este rabatabilă, dar nu e. Bancheta din e interior este ieftinică, adică da, e mai ieftină decât la Avensis, dar ai, uite, dar măcar ai mânerul ăsta de a, știi? E mai practic, asta îmi place la japonez, că sunt practici. Urmă să facem și testul. La Passatul, Passatul are portbagajul mai mare. Da. Știi? Și mocheta mai bună. Și mocheta mai bună, da. Nu știi, vezi, e portbagajul greu, simte greutatea aia în portbagaj, știi? Bun. Hai, vrei testul cu ușa? Este într-o parte, nu este plat. Dar hai să vedem așa, dacă s-au schimbat niște lucruri. Mașina acum e pornită, nu se aude pentru că pornește pe electric. Da. Hai să arătăm și cheia. Așa. Cheia este ok, nu e nici extraordinară și nici ieftină, foarte ieftină, e ok. Vezi, zici că nu împrumuți niște lucruri de la locurile de unde ai lucrat. Adică? Păi știi cine avea, au obiceiul să prezinte chei? Cine? Băieții, foștii tăi colegi. E, și noi, care e problema? Fii atent. Uite, ușa mi se pare foarte mare, știi? Da, ia zi părțile nasoale, că mie îmi place să vorbim despre părțile nasoale. Ziceai că nu e o mașină perfectă, de ce nu? Nu e o mașină perfectă. Pentru că e o mașină cu... Dar trebuie să arăt la interior chestia asta. Hai, arată, hai să arătăm la fațele de uși, da? Uite, totul e simplu. Nu au lucrat... Deloc da, dar nu asta ne așteptăm la Toyota? Adică avem alte așteptări? Nu, dar te-ai gândit și tu. Nu dar te-ai gândit. Faptul că e un produs destinat în special pieței... E același plastic ca în Toyota ta. Păi da, dar asta e dublu la preț, înțelegi? Și da. Materialele sunt moi, asta îmi place, că sunt moi aici, dar mă refer la partea de design. Aici e material mai bun, aici e un pic material, aici e plastic ieftin, da? Aici... Ăsta, plasticul ăsta e mai ieftin decât la... Luci, e acolo plasticul ieftin pentru că plasticul acesta este supus la tot felul de... Da, da, ăsta de pe ușă, ornamentul ăsta negru, da? Uite, la Mazda 6 nu e așa, la alte modele nu e așa, știi? Uite, aici, plastic ieftin, tragi de ăsta și la Avensis e la fel. E un plastic de ăsta foarte ieftin așa aici, știi? În toată partea asta de jos a bordului, știi? Pe care, ok, zici că nu umbli mult. Acum făcând comparație cu ce? Cu restul, cu concurența, înțelegi? Adică, pe de o parte, aici, în partea de sus, materialele sunt bune. E un contrast foarte mare între materialele de sus și materialele de jos. Adică undeva au pus lucruri bune cât, și undeva... Cât a costat o seria 3, genul ăla pe care am prezentat-o, la... Bine, era 70.000, nu? 70.000. Nu. Hai să luăm alt exemplu. Uite, ne-ar plăcea un Kia ăsta de 40.000, zi modelul ăla sportiv. Stinger. Kia Stinger. Da. Sunt convins. E 40.000? Da. Și are materiale un pic mai bune. Da. Uite. Și când vin la interior să mai purtăm și discuția despre comparațiile noastre și despre discuția de... Uite, aici, da, ai un USB și un AUX și o priză de 12V, dar uite ce plastic de toată jena e aici. Puteau să facă și ei. Uite, pe de-o parte ai spumă foarte moale aici și aici ai un plastic din ăsta ieftin și niște îmbinări de pe vremea lui Pazvan Techioru. Da, dar nu pot să spun că mă surprinde ceva. Aici?
totul e bine făcut, e, știi, e asamblat bine, dar tot aici ai plastic ieftin, știi? Adică ai plastic bun. Te surprinde asta, știi ce nu-mi place din tot asta? Mă surprinde. Știi ce mă surprinde? Mă surprinde partea aia de infotainment. Partea asta de infotainment, designul nu e rău. Stai un pic să o pornim. Nu e, dar ecranul. Ecranul este are o rezoluție veche. E aceeași boală pe care o iau toate. Vino pe partea aia. E același design și aceeași grafică de când lumea și pământul. Asta e. Asta e dezamăgitor, mai ales în da, adică 2020, când totuși marea majoritate au pe mașini tot felul de... Sistemul Medianav de pe Dacia e mai bun. Are grafică mai bună. Ascultă-mă. Deci așa o să fie titlul, da? E, așa o să fie titlul. Cum ai zis ceva de Dacia? Bine. Așa. Și... are Dacia Apple CarPlay și Android Auto. Asta nu are nici pe CarPlay versiunea de top, înțelegi? Da. 37.000 de euro și nu are așa ceva. În schimb are o tehnologie din asta Nano E cu aer ionizat la climatizare. Are climatizare pe 3 zone, o să arătăm și în spate, care are niște chestii foarte mișto. Bă, da, când apeși pe asta, când apeși acolo ți se da, duce. Ți se duce tot cheful. Și dacă nu vrei să folosești navigația mașinii, care nu e strălucită, să fim serioși, și vrei să folosești un Waze, n-ai la o mașină 2020, nu ai Apple CarPlay și Android Auto. Stai să închid ușa, că bate un pic vântul. La fel și aici. Îmi place că ai multe informații în ceasurile de bord. Ai un ecran acolo între ceasurile de bord, care sunt încă unele clasice și nu sunt digitale. Asta nu mă deranjează. Dar la fel, grafica e un pic, bă, nu știu, bă, Kia în 2012 avea o grafică mai bună, știi? Păi tocmai de asta zic, că o să vină cheia din urmă, Hyundai-ul. Păi, în schimb, ce trebuie să laud la asta? Ia. Scaunele sunt mega, mega confortabile. Da, am mers și eu până aici puțin și... sunt moi, au reglaje, o grămadă. Da. La 30.000 de euro varianta de bază nu ai nici scaune încălzite și nu ai nici tapiserie din piele și nu ai nici reglaje electrice. Dar de la versiunea a doua, care e 32.000, ai și reglaje electrice. Poți să ai versiunea a treia, care e sub asta și e 34.000 și ceva, care e la reducere acum și e 32.000. Și în afară de sistemul JBL pe care nu-l are și comenzile din spate pe care o să le vedem mai încolo, are cam tot. Ia zi, Lucian, da, mai ai ceva tehnic acum de spus? Că vreau să purtăm o mică discuție în câteva minute, să nu plictisim. Testul comparativ Mondeo versus Avensis. Așa. S-au trezit tot felul de specialiști, victime, eu le spun victime, să zică, bă, nu comparați, mă, voi mere cu pere, comparați acele. Bine, dincolo de faptul că ei nu prea înțeles care e treaba cu YouTube-ul, cu canalele YouTube, ei au impresia că noi suntem, avem bugete de milioane, că avem mașini la discreție și că alegem noi, dincolo de faptul că asta spune mult despre inteligența multor oameni, că nu prea pricep pe ce lume sunt, mai se găsesc ei care n-au avut în viața lor decât un Logan sau, mă rog, o altă mașină și n-au condus în viața lor, n-au intrat, nici măcar nu s-au suit în alte mașini, să spună, băi, nu mai comparați, bă, băi, și vreau să îmi dai dreptate sau nu, de ce nu? Vreau să purtăm o discuție. Purtăm o discuție. Românii, nu știu alte nații, da? Românii cumpără după preț. Pe români nu interesează altceva. 99% dintre români, bine că te-ai gândit, că așa, poate... Așa, mă mai și la sunet, merge. 99% dintre români, hai să nu fiu nedrept, 90% dintre români cumpără preț. Nu interesează clase, nu interesează Apple, CarPlay, nu interesează nimic, nimic. Îi interesează branduri, nume, imagine, în primul rând, și atât. Asta e tristul adevăr despre noi. Într-un că pe urmă fel, da, încep ei, bă, că nu analizam atunci, n-am analizat, nu, dar este, vin tot felul de idioți. Atunci n-am analizat decât ce înseamnă spațiu, n-am analizat motorizări, era logic, era la mintea cocoșului că n-am analizat. În afară de motorizări, mașinile alea două s-au vândut în același timp și erau concurenți perfecți. Și mai e încă una. Deci ăștia sunt cei mai proști oameni. Fii atent. Eu nu mai mă porc cu mănuși, că nu are sens. Așa. Deci ăștia sunt cei mai proști și de asta sunt atâtea victime în România.
domne, n-are cum Fordul ăla sau Avensisul ăla să facă 4.000. Da. Bine, n-o fi 4.000 în cap, o fi 3.500 sau o fi 4.500, că tu ai avut 5.000 pe da. Al tău în urmă cu câteva luni și l-ai refuzat. L-am da? Refuzat, da. Bun. Ăștia sunt victimele. Sunt, zic victimele, să nu zic mai rău. Da. Da? Pentru că... Sunt niște oameni care cumpără preț și ăștia care cumpără preț tot timpul își vor lua țeapă. Tot timpul. Da, că îți iei nu știu ce mașină mai nouă la banii ăia, dar mașina are mai mulți kilometri. Nu mă refer de asta. Mă refer că ei ziceau că găsești și cu 2000. Da, găsești cu 2000. Găsești, dar nu găsești ca ăla. Păi nu găsești ca ăla. Cu 90.000 de kilometri și țiplă. Bine, dincolo de mesajele samsarilor, că avem mulți samsari care se uită la noi și da. Dincolo de mesajele astea, mai eu sunt complet de acord. Și gândiți cu capul vostru. O mașină până n-o vezi, până nu știi în istorie, până asta, n-ai de unde să știi prețul. Nu poți să te iei după prețul de pe OLX, că de pe OLX vă luați doar țepe, vă zic doar eu. Doar țepe, exact. Că dacă vă uitați pe prețurile din Germania la aceleași mașini, exact. Sunt mai scumpe. Da, nu, bă, și știi ce mă doare? E o frustrare personală, Lucian, că atât noi, cât și alți colegi de care fac vloguri, le explicăm de 2 ani de zile care e treaba. Da. Băi, de 2 ani de zile vorbim și noi și alții despre treaba asta. Da. Le explicăm cu toții care e treaba, cu ei tot la kilometri se uită, ei tot, ia, am găsit-o eu mai ieftină. Păi de ce, mă, prostule, ai găsit-o tu mai ieftină? Da. Crezi că ăla e, ai găsit-o de deștept ce ești tu? Scuză-mă, m-a prins ei. Da, te-a prins ei. Uite, de exemplu, aveai tu un prieten care vrea să-și cumpere nu știu ce mașină. Tuareg parcă era. Și mai ne-a întrebat pe noi, știi, pe mine, pe Daniel, da, pe Vlad, da. Pe Mihai, care ne mai pricepem. Da. Deci am găsit, pe lângă faptul că era mașina prea ieftină, am găsit o grămadă de chestii la ea. Zicea că era airline, nu era airline. În anunțurile din România. Da, în anunțurile din România. Zicea că volanul era retapițat și nu avea deloc uzură. Nu se pupa cu uzura de pe scaune. Nu arăta. Uite, dacă vrei să vezi un vânzător bun, pe scaunul din stânga trebuie să-ți arate aici cu detalii. Aici e uzura unde se face, aici vezi uzura mașinii cel mai mult. Ăla nu arăta deloc, arăta toate dotările, toate dracul la cu. Da, e, știu. Știi? Ei au impresia că toți au impresia că au făcut o afacere. Asta e, da. Ăsta e scopul fiecărui vânzător. Cel un vânzător da. Bun îți dă impresia că ai făcut o afacere bună, dar din potrivă, tot timpul caz tu da. De prost. Ca să, adică eu am încercat să menajez niște, dar cu unii oameni cam așa trebuie vorbit. Eu m-am resemnat, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Dacă unul nu e vorba fan... de să-i mulțumim, Luci. E vorba, bă, dar mai treziți-vă, bă, odată. Bă, de 2 ani și noi și alții, nu numai noi. Da. Și alții, bă, tot vă spunem, una alta. Și voi tot în prostie persistați. Adică... Uite, am citit multe comentarii la clipurile noastre cu Duster-ul, că pe mulți am convins... Am pornit motorul din greșeală. Că pe mulți am convins să nu-și mai cumpere Duster, știi? Dar nu cred că ăsta a fost scopul. De ce? Că de nu, ce mulți mi-a scris cineva pe Instagram. Da, că în urma clipurilor. Da, era să-mi iau Duster și nu mi-a mai luat și toate cele, știi? A, trebuie să... vreau să îl salut pe un băiat cu ocazia asta. E un băiat, îl cheamă Darius. Am vorbit cu el pe Instagram. Acum, în pandemie, s-a plictisit. Și ce a făcut? A luat 100 de anunțuri auto de pe Autovito Leaks și așa mai departe. Și a sunat proprietarii. Vorbesc serios, da. Foarte tare. Mașini între 1800 și 34.000 de euro, da? Uh-huh. Câți crezi din ăștia că i-au dat seria de șasiu când a cerut-o? Din 100, să zicem. Din 100, da, nu, a făcut 100. A 100. Da. Păi nu știu, eu știu, 20. 20? Pun pe acolo, stai să arăt că am greșit, uite, așa. Deci, și care au fost scuzele? De ce? 63 au refuzat. Mi-au zis că nu îmi dau. Fie când am adus vorba, mi-au închis telefonul în nas și mi-au dat țin la mesaj. Știi? Da. Unul singur i-a trimis seria și raportul de gen car vertical. Erau mașini ieftine, mai ieftine decât... Da. Erau afaceri bune, cum le numiți mulți dintre voi. Da. Da, bă, eu am dat pe a mea atât și merge. Bă, bă, dacă tu mergi 1000 de kilometri pe an, da, mașina da. Merge. Exact. Așa că bravo, Darius, pentru chestia asta. E, bravo, e o statistică foarte bună. 63 au refuzat să dea seria de șasiu. Păi scuză-mă, frate. Știi? Nu mai, metoda de vânzare se va schimba și o să se schimbe da. La un moment dat. Cu cât vin generațiile noi, ăștia băieții ăștia de sunt la liceu, că totuși generația noastră e greu de schimbat. Da. Hai să revenim la revenim mașină. Revenim la mașină, da? Asta vreau să o spun când o conduceam. Volanul este dimensionat bine, nu e gros, cum îmi place mie. Ai decupaje aici, se ține bine în mână, are reglaj electric.
Mulțumesc zic, telefon. Zic. Așa, zic în continuare. Avem butoanele pentru normal, sport, eco, whatever. Aici butoanele pentru scaunele încălzite puteau să fie puse altfel. Arată din secolul trecut, mă, nu știu. Da, sunt... Nu. Da, avem o cotieră. Bă, Toyota ține, vrea să nu se dezică de... De tradiție. De tradiția aia, că sunt mașini făcute pentru moși. Deci, da, pentru moși, dar Camry arată super bine la exterior, știi? Păi, sistemul nu. Audio JBL se aude chiar foarte bine. La fel, butoanele sunt pe stil vechi. Este un contrast de tehnologia pe care o folosește Toyota la motorizări, la transmisii, în care bagă bani în chestiile care chiar contează, uh-huh. Și în chestii care contează mai puțin, dar care riscă să sperii clienții când te duci în showroom să vezi mașina. Sistemul ăsta de infotainment, care în 30.000 de kilometri ăsta s-a zgâriat. Da? Piano black aici, care s-a zgâriat. Piano black aici, care s-a zgâriat. Materiale bune pe undeva, slabe. Da, uite, când vă luați o mașină, încercați să puneți folie pe chestiile. Deci, eu vă garantez că asta este cea mai fiabilă mașină din clasa ei. Da? Da. Deci, și clientela pentru Toyota, clienții da. Fideli, ăștia sunt neinteresați de alte flic-flacuri, da. Cum am zis noi, de lucruri ieftine și de asta, minusurile ei, sunt interesați de asta. Eu zic niște clienți inteligenți are Toyota. Niște clienți inteligenți, dar care nu poate să folosească Apple CarPlay și Android Auto. Dar nu interesează. Pe clienții da. Inteligenți uite. Nu interesează, că găsesc alte... Da. Găsesc alte... Până și taică-meu folosește așa. Android Auto. Da, găsești și alt... Ceva, adică dă un colo de Android Auto, mai nebuni cu Android Auto. Da, exact, te-am înnebunit pentru că contează. Taică-meu nu mai, adică acum, după ce a gustat Android Auto, nu mai vrea să mai trăiască fără, înțelegi? Păi atunci e bine să nu-l gustăm, ca să nu știm dacă exact. E mai bine sau nu fără. Dacă nu guști, hai în spate că am ceva să-ți arăt în spate. Uite ce buton mișto de power și de volum. Și ca la orice Toyota... Vezi mă, tot pe clasic oamenii. Pe clasic, butoane, da. Așa. Ăștia... Nu ne place cu butoane, suntem născuți în 80. Ca idee, butoanele poate nu arată bine, dar ele se simt foarte bine. Știi, ele la click, se simte un click satisfăcător. Și aici, și aici, se simte calitatea. Calitatea este palpabilă, nu este vizibilă, știi? E o calitate percepută foarte bună, dar doar anumite aspecte senzoriale au fost vizate. Nu toate, știi? Adică poate simțul... Vizual nu a fost răsfățat aici, dar simțul hai că tactil... O dăm în Heidegger, o dăm în filozofie da. Uite, germană rău de arată tot. Fețele de uși, da? Puteau fi mai spațioase. Da? Arată și bara aia care se îmbină cu bordul, vezi? Dunga aia. Da, o văd. Asta ce naiba de rol are aici? De rol estetic. Așa, hai în spate, trebuie să pornezi motorul pentru asta. Gata, hai în spate. Mi-o pun în portbagaj geaca. Mai rulăm? Da, eu prima dată am văzut treaba asta la seria 7. Asta? Vrei să începem asta. Cu asta? Păi da, asta e ce nu are Passatul, cred. Nu da, știu. Uite, de exemplu, la multe mașini care au climatizare pe 3 zone cu mare mașina asta, butoanele sunt aici. Da? Butoanele sunt aici. Ok, și aici și asta pare foarte ieftin ca idee. Da, este, nu că pare. Da, e foarte ieftin. Cu două porturi USB foarte bine Toyota, nimic de reproșat din asta. Dacă vrei să schimbi temperatura, pac. Ia uite. Da, bă, ce să mai. Exact. Asta e un contrast. E mult mai modern decât ce e în față. Exact. Uite. Știi cum ceasurile la Casio din anii 80? poți să schimbi aici tot ce vrei. Melodia, radioul, volumul, știi? Ceva ce nu te aștepta la un model din clasa asta, știi? Și uite aici, Cosmin. Yeah. Ia, stai să o pornim, că el se... A, uite mă, scaune reglabile electric pe spate. Scaune reglabile electric pe spate, Cosmin. Hai că deja ne schimbăm părerea puțin. Da, spațiu ai. La cap nu e foarte mare spațiu, dar la picioare este suficient, n-o să ai. Da? Uite, hai un pic, hai să vedem. A, uite. Bun. Aici mai au mașini din clasa asta, nu e ceva, da? Da, dar nu poți din spate să faci lucrurile astea, dar... Mai poți, știi? Din punctul ăsta de vedere, doar versiunea de top are, doar exclusiv are chestia asta. Și e o surpriză foarte plăcută. Uite, chestia asta nu se mai rabatează. Mai aici ai două suporturi de pahare. Cum să nu se rabateze? Nu, mă refer asta, să ai, okay. Să ai un... Bă, cred că se rabatează, mă, că nu văd. Nu, e fixă, o stricăm. Bine. Da. Dar nu ai
pentru schiuri aici, locaș pentru schiuri. Și tunelul median e foarte mic, adică ai loc la picioare. Da? Bă, bancheta este fantastic de confortabilă. Este. Asta e. Deci la drum lung copiii n-au nicio problemă. Exact, americanii vor confort. Americanii, stai că apăsai pe microfon. Merge. Americanii vor confort, americanii nu vor sportivitate. La noi o mașină de genul ăsta ar fi mult mai rigidă. Și uite, îmi place că au făcut decupajele astea aici. Da, și pentru oameni mai înalți. Pentru oameni mai înalți, da. Nu e cea mai spațioasă mașină în spate, uite. Adică da, eu care sunt mic, fii atent, hai să vezi. Eu, dacă stau așa, întins la maxim, eu nu ajung cu picioarele pe pământ. Da. Știi? Pentru că șezutul este foarte lung și îmi ține picioarele așa, știi? Dar, băi, e foarte confortabil, îmi place foarte mult că e confortabilă. Ai suport de pahar pentru două doze, dar nu e un spațiu mare, știi? Dacă e să ne punem aici... Da, eu cred că trei oameni în spate e un lucru forțat la toate mașinile. E forțat, da. E forțat, dar tot este mai confortabil locul ăsta decât în alte mașini pe care le-am... În spate luăm în calcul tot timpul două persoane. Că... Stai că vreau să văd o chestie mode. Asta tot pentru... Nu ai, sau nu văd, da, nu ai, că asta e varianta de top, nu ai ce să mai pui pe ea în plus. Nu ai scaune încălzite în spate. Da, e singura chestie și pe alte mașini din clasa asta poți să pui. În spate mi-ar plăcea să stau în mașinuța asta, chiar e foarte mișto. Bravo Camry. Dacă ești înalt, stai și tu în față ca tot omul. Bun. A, și ăștia, hai să le arătăm și ăștia. Da, nu. E ok mașina la prețul cât? 37.000 de euro. Full, știi? Full. E ok. E nu știu dacă ai avea altceva de ales. Am văzut un Skoda, o Skoda Superb full, știi? Bine, avea mai multe decât are mașini, știi? Bă, are. N-ai la chestii. Da? Așa? Cât crezi că era mașina? Full Skoda? 40. 55. 55? Da. Știi. Dacă mașina... Plus că se depreciază mult mai repede decât asta. Da. Deprecierea la Toyota e mică. E mică. Comparativ da. Cu mașinile MC. Și mi-au mai comentat unii la chestia asta că... pe de o parte e bine că își păstrează valoarea, dar pe de altă parte cum să dai atâția bani pe o mașină atât de veche, știi? Dau un exemplu, știi? Toyotele tale își păstrează valoarea bine și nu își păstrează valoarea de proaste. Banii pe care tu îi bagi în reparații, da? La o mașină mai ieftină, s-a golit bateria și a pornit motorul. Banii pe care tu îi dai, ți-i recuperezi în valoarea reziduală, știi? Dacă îți cumperi o Toyota și nu altceva. De ce crezi că mașinile franțuzești sunt așa de ieftine la mâna a doua? De ce? De ce crezi că nu mai vezi Peugeot 407 pe drumuri? Au dispărut, au căzut toate, știi? Da, e o discuție care trebuie să o facem separat, că e mult de mult. Oricum, sunt 27 de minute, e prea mult. Hai să faci și partea de condus. Mai e ceva de spus? Dacă e, mai spui în timpul condusului. Mai spun în timpul condusului. Motorul, mașina are aceeași cutie de viteze ECVT pe care am văzut-o în clipul cu CHR, e un sistem cu angrenaje planetare. Dacă vreți să vedeți explicația detaliată a lui Vlad, o găsiți în clipul cu Toyota CHR. Mașina nu are padele ca și Corolla, deci nu are pretenție de sportivitate. Și cam atât, e o mașină strict bazată pe confort. Hai să mergem să conducem. Bine. Like. Nu se aude nimic. Îmi place când pleci cu o mașină hibridă sau electrică de pe loc, sentimentul ăsta de motor oprit, sentimentul ăsta de liniște. Îmi place foarte mult. Acum, până ieșim din zona unde am filmat, putem să vorbim despre poziția la volan. Scaunele sunt într-adevăr confortabile, dar nu au cine știe ce suport lateral. Nici nu cred că ai avea ce suport lateral să vrei de la mașina asta. Într-adevăr, poate că am greșit eu. Upi. Poate că am greșit eu mai de mult, că am cerut prea mult de la Corolla aia să fie sportivă. Dar asta nu are nicio pretenție. În schimb, poziția la volan pentru mine e foarte mișto. Volanul pot să-l dau jos unde trebuie, este subțire, îl țin bine în mână, are decupaje aici.
vizibilitatea bună în oglinzi. Cei de oglinzile laterale puteau fi un pic mai mari, dar cred că au ales o dimensiune din asta mai micuță, din considerente de aerodinamică. Pe drumul cariat pe care o să mergem acum și pe drumul cariat pe care am mers până acum, nu am simțit nevoia de o suspensie mai confortabilă. Dar vedem acum. Momentan încă pe electric, nu a pornit motorizarea pe motorul pe benzină. Nici nu știu dacă vreau să îi dau prea tare, dar o să-i dăm când o să fie nevoie. Ia să vedem o groapă. Foarte mișto, foarte confortabilă. Ai aici mai multe moduri. Eco, normal, sport. Acum suntem pe eco mode. Dacă îi dăm pe normal, se comportă un pic la fel, doar că tinde să-ți ofere mai multă putere la pedală când i-o ceri. Dar tot pe electric. Interesant. Deci pe normal imediat simți diferența. Se lucrează și trebuie să am grijă aici. Direcția la viteze mici e un pic mai dură decât mă așteptam. Evident, este o asistare electrică, n-am ce să simt la vitezele astea de 30 de km la oră pe care le-am parcurs până acum. Hai să o lăsăm pe normal. A pornit și motorul pe benzină. Și fiind un motor aspirat și asistat și de un propulsor electric destul de puternic, răspunsul la pedală este foarte bun, mai bun decât la un diesel. Și la fel ca la Corolla, acesta se stinge, se oprește în frână de motor și în alte situații când mergi doar pe electric. E o senzație puțin ciudată și ți-a ceva să te obișnuiești, dar te obișnuiești până la urmă. Având anvelope de 18 inci, se simte puțin zgomotul la rulare, dar am observat un lucru. Nemai conducând atât de mult când conduceam înainte și stând în casă la liniște atâta timp, cu zilele, fără să aud motor de mașină și rulaj de mașină, auzul meu și-a schimbat un pic sensibilitatea și acum dacă mă urc într-o mașină, poate că aud mai mult zgomot la rulare decât eram obișnuit înainte. Asta e o chestie de testat pe viitor. Ok, hai să încercăm un sport. O dăm pe sport. Teoretic, mașina prinde 100 în 8,3 secunde și e limitată la 180 de km la oră de transmisie și de faptul că nu este atât de puternic el în sine, dar mai mult de către transmisie. Nu se simte de 218 cai. Dacă dăm cutia pe sport, probabil că nici atunci nu o să se simtă. Dar vedem acum, direcția s-a întărit pe sport, s-a întărit foarte mult pe sport. Yes. Să o dăm, dacă dăm pe eco, se mai eliberează un pic, dar foarte, foarte grea direcția. Destul de precisă. Mai precisă decât la alți rivali. Dar surprinzător de grea. Pe orice mod. Ia, pe normal. Pe eco. Da, pe eco și pe normal sunt e un pic mai moale. Interesant este că dacă ești pe sport și în mijlocul virajului, în timp ce direcția este asistată și îți dă feedback-ul ăla întărit, tu apeși pe eco, nu se întâmplă nimic, trebuie să revii pe linie dreaptă ca să se schimbe sensibilitatea direcției. Interesant punct de vedere. Sport și cutia pe sport, hai să mai încercăm un pic. Deci mașina nu are reprize impresionante. 80-120 e la nivel de
Avensis diesel cu 126 de cai putere. Nu e la nivel de mașină cu 218 cai putere. Ai cuplu instant de la motorul electric și asta te bagă un pic în scaun, dar după aia la turații mari când preia motorul pe benzină, își pierde un pic zvâcul. Adică 60-80 se duce, 60-120 sau 60-100 pe depășire mai pierde un pic din avânt. Trecem din nou pe eco și mergem un pic pe electric. Aici Camry este sfânt. Silențios. Confortabil. Într-adevăr, e o mașină relaxantă. Nu e o mașină pe care tu vrei să o forjezi. Nu e o mașină cu care tu vrei să mergi foarte tare. E o mașină relaxantă. N-am avut unde să-i testez limitele, să văd unde subvirează, cât de repede pierde aderența. Nu avem. Pe pandemie nu avem. Avem doar anumite trasee mai simple, fără viraje. Dar, din câte am observat, direcția este destul de precisă, feedback-ul fiind o direcție electrică, feedback-ul este aproape nul. Adică nu simți ce fac roțile față, ai doar o întărire artificială. Dar nu e asta mașina pentru chestia asta. Adică, dacă vrei o mașină cu mai mult feedback în direcție, încerci altceva. Ceea ce e păcat pentru poziția asta de condus și pentru faptul că mașina e bine așezată și bine închegată. Nu este... Este foarte confortabilă fără a avea o suspensie exagerat de moale. Nu se simte moluie ca alte mașini. Și da, pot să o recomand. Dacă nu vrei Apple CarPlay și Android Auto, ca mașină în sine, ca mijloc de transport de la A la B, e unul foarte bun și foarte convenabil și foarte rentabil din punct de vedere financiar pe termen lung. Și mai are și 6 ani garanție și 160.000 de kilometri. Asta este concluzia mea. Și Avensis-ul are un urmaș pe măsură. Acum, ăsta a fost clipul nostru. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, dați-ne un subscribe. Am făcut 100.000, ura! Sau, interesant este că la momentul filmării avem 99.974, deci s-ar putea să nu avem 100.000 până apare clipul ăsta. Dar îi facem. Dați-ne și un share pentru că ne ajută enorm. Mai mult decât v-ați putea da seama. Și comentați-ne, dar comentați-ne în limite decente. Am văzut foarte multe comentarii bune la clipul cu Mondeo versus Avensis. Gen, mie îmi place Toyota, mie îmi place Mondeo, eu vreau Passat, Volvo nu știu de care se pipi pe amândouă. Da, ok. Dar nu ne înjurați și nu ne atacați pentru o muncă pe care noi o facem gratuit. Foarte mișto Camry-ul, mult peste Mondeo hibrid, ăla chiar nu-și merită banii. Și în ceea ce privește Passatul, în ceea ce privește Passatul GTE, ei bine, ăla e un plug-in și sunt alte motive pentru care vrei să-ți cumperi așa ceva. Cu spatele în liniște. Și da, camera de marș arier la Camry e ca la orice Toyota, adică jalnică. Rezoluția este mică. Și dacă mai este și murdară. Eu mai vorbim că soarele care bate în ecranul ăsta face ecranul aproape greu de observat. Gata. Like, share, subscribe. Carina s-a întors de la Survivor. Am făcut 100.000, este, vă mulțumim pentru tot, pentru atenție.
Mă închin.